Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la întâlnirea cu emisiunea Mușcelul în șapte zile. Munca primarilor și speranțele de mai bine ale cetățenilor sunt sabotate de administrația centrală. Iată primul nostru subiect, dar vom aduce în atenție și le Lereștiul prin două materiale și vă vom descifra un truc electoral abil al primăriței Elena Lasconi. În fine, în secțiunea dedicată culturii ne vom referi amar la spiritualul Tudor Mușatescu, iar la sport vă vom prezenta bornele argeșene ale anului automobilistic. Acestea fiind titlurile ediției, vă invit să urmăriți în continuare comentariile săptămânii. Unitățile administrativ-teritoriale își fac bine treaba înaintând proiecte pentru finanțare prin PNRR. Eforturile lor sunt puse însă în pericol de administrația centrală care întârzie reformele asumate pentru ca România să primească tranșele de bani europeni. În varianta administrativă, cornul abundenței se numește PNRR. Acest program de finanțare europeană nerambursabilă oferă șansa unei îmbunătățiri vizibile a infrastructurii publice și de aceea primari și președinți de Consiliu Județean participă la un adevărat maraton de depunere de proiecte pe cele șase componente stabilite. E un noroc fără precedent de care ei încearcă să profite, pentru că programul are bătaie electorală și pentru mandatul de acum și pentru cel următor îngăduind acest joc personal de imagine pentru care, ca motivație interese majore ale comunităților respective, ne permitem doar observația că astfel de obiective de dezvoltare locală aproape că ar trebui să fie o normalitate susținută din bugetele interne, dacă administratorii și decidenții ar manifesta chipzuință și echilibru în repartizarea și cheltuirea banilor publici. Cu alte cuvinte, România și-ar mări de una singură cota alocată dezvoltării dacă și-ar optura cheltuielile ineficiente și risipa. E un principiu economic și mereu un slogan electoral fără acoperire în practică, așa că prin PNRR avem ocazia să facem pe teren măcar o parte din ceea ce nu am făcut până acum pe motivul etern că nu ne ajung banii. Efervescența investițională fiind stimulată, remarcăm cu satisfacție că Argeșul este un jucător important în această competiție, anunțându-se mereu vești și perspective pozitive, chiar dacă uneori se mai și exagerează, întreținându-se confuzia între proiectele depuse și cele aprobate sau înlocuind din valori leul cu euro. De pildă, prin PNRR, Consiliul Județean vrea să elaboreze planul de amenajare a teritoriului, dar și să investească în Spitalul Județean, în cel de pediatrie și în cel din Costești, inclusiv pentru un laborator de radioterapie, care ar ușura mult deplasarea argeșenilor care au nevoie de un astfel de tratament. Dacă jurnaliștii nu ar fi greșit moneda, la Pitești s-ar realiza investiții de aproape 150 de milioane de euro, de la transport ecologic până la renovări energetice și locuințe noi pentru tineri. În ciuda abundenței bugetare proprii, nici Mioveniul nu a rămas mai prejos, solicitând bani, printre altele, pentru colectarea selectivă a deșeurilor, pentru optimizarea costurilor cu energia electrică și transport verde, la fel și lista de comune se îmbogățește mereu pe măsură ce primarii semnează contractele de finanțare. În fine, dar nu în cele din urmă, Câmpul lungul se autoprezintă ca fiind un adevărat campion național în atragerea de fonduri PNRR, ori aici principala contribuție o are City Managerul Ioana Marcu. Apreciind deci munca edililor și a echipelor lor, ne temperăm entuziasmul constatând acumularea de întârzieri în îndeplinirea obligațiilor asumate de România pentru ca să beneficiem de aceste finanțări. Cu alte cuvinte, în ciuda contractelor semnate, banii sunt doar pe hârtie și vor fi acordați pe măsură ce Bucureștiul își va face temele cerute. Însă, la ora actuală, din 55 de cerințe ajunse la termen, mai bine de 20 nu sunt îndeplinite. Mecanismul are o anume flexibilitate, iar tăierea definitivă a fondurilor e greu să se întâmple, însă se poate amâna acordarea tranșelor, ceea ce va gripa derularea proiectelor în teritoriu cu toate efectele negative de natură administrativă și comercială. Și cum se apropie alegerile de toate felurile și mai mult ca oricând interesele electorale sunt puse înaintea reformelor care ar ostiliza clientela politică sau ar genera segmente de nemulțumiți, există și premiza sumbră ca entuziasmul de acum din teritoriu să se transforme în supărare și în acuzații îndreptate înspre parlament și guvern. Sub semnul tradițiilor locului, a cincea ediție a balului gospodarilor a reunit lereșteni de toate vârstele. Oaspete de seamă a fost Ministrul Agriculturii, o prezență care confirmă și întărește prestigiul mândrei comune Mușcelele. După o întrerupere de doi ani cauzată de pandemie, în Comuna Lărești s-a renodat tradiția balului gospodarilor, bifându-se astfel ediția cu numărul 5. Ca de fiecare dată, singura condiție de acces a fost costumul popular mușcelean și tot ca de fiecare dată, localnici și oaspeți au răspuns cu entuziasm invitației, conferind identitate, culoare și mândrie evenimentului, îndeosebi prin portul original etalat. De aceea, încă de la primul impact cu balul din Căminul Cultural Lărești, locul de desfășurare a sărbătorii, sentimentul conturat este cel al unei întoarceri în timp la o petrecere autentică a satului, așa cum erau ele descrise în monografii. Decorul ales cu gust a pus în valoare alte elemente etnografice și antropologice locale, reușind să reconstituie sau să sugereze un spațiu cu o arhitectură aparte. Lipsit de orice festivism de suet, fără discursuri cu limbă de lemn sau demagogie, balul lereștenilor doar reînvie tradiția satului românesc, aducând la oaltă membrii ai comunității pentru a se bucura împreună ca într-o familie unică. Chiar și cei mai devază oaspeți care au venit s-au adaptat și integrat grat atmosferei, de la prinderea lor în horă la gestul dintr-o bucată, unul fără false pudori, al ministrului agriculturii Petre Daia, care a respectat tradiția închinând în cinstea localnicilor și dând țărănește peste cap un soi cu țuică de lerești. Gândit ca o sărbătoare a renașterii a unui ciclu nou al vieții, balul, plasat în timp la granița dintre iarnă și primăvară, celebrează deopotrivă dragobetele, mărțișorul și ziua femeii, fiind până la urmă o manifestare a fertilității, a vitalității și a veșniciei rurale, potrivită însă atent cu tradiția seculară locală, așa după cum s-a precizat și în afișul evenimentului. În același timp, prin grija primarului Marian Toader și a viceprimăriței Adriana Cicu, reuniunea a fost raportată la contemporaneitate, încurajându-se prezența și și evoluția artistică a unor copii talentați, în special a ansamblului local Alunelul, dar au fost omagiați cu diplome de recunoștință și perechile de dansatori din trecut care au format ansamblul folcloric carpați al Căminului Cultural Lerești. Pe lângă artiștii din sat, antrenul a fost asigurat de către formația Select cu Diana și Costel Vasile, care a pus în scenă un repertoriu variat fără a face rabat de la bun gust. De fapt, tocmai în știința de a păstra acuratețea și eleganța momentului, de a-l proteja de chici, de stridențe imagologice și de poluări culturale, stă valoarea balului Lereștean, care încearcă să readucă în prim plan legătura dintre oameni, personalitatea omului din sat, a omului mândru de straiele pe care le poartă, de mâncarea și băutura pe care o aduce la bal, de rangul și ținuta prin care se aliniază față de ceilalți gospodari. În acest cadru putem include și interludiul cu musafirii politicieni pus sub semnul colaborării în beneficiul comunei. Baluri rurale sunt multe în țară, inclusiv prin Mușcel, dar puține au decența celui din Lerești, a cărui prestanță e susținută și de participarea și comportamentul elegant al localnicilor. Tradiție, cultură, voie bună, spuneți cum vreți, dar din punct de vedere științific avem de-a face cu o adevărată fenomenologie socială a locului. Împulung Mușcel din regiunea Brașov. Iată o provocare pur politică a primăriței Elena Lasconi care își caută vehicule de propulsie electorală pentru alegerile de anul viitor. Două recent anunțate intenții administrative ale primăriței Elena Lasconi au exclusiv bătaie politică. Prima a făcut furori în spațiul public, fiind vorba despre trecerea Câmpulungului în regiunea Brașov, pe motiv că orașul este sabotat atât de prefectura cât și de Consiliul Județean Argeș. Încercând să dea suport practic vorbelor sale, Lasconi a declarat că pentru a asigura continuitatea teritorială va încerca să-i convingă și pe cei din comunele de graniță să se alăture acestui demers, astfel încât tot nordul mușcelului să intre sub tutelă brașoveană dar pe cât de radicală, pe atât de neserioasă este propunerea, căci, deocamdată, nu se pune problema reorganizării administrativ-teritoriale a țării, iar un astfel de proces, atunci când va avea loc, va ține cont și de criterii precum cel geografic și cel istoric, criterii care descalifică total varianta unei integrări. Apoi, din punct de vedere practic, e mai greu de trecut munții ca să ajungi la Spitalul Județean Brașov sau la serviciile de concentrate de acolo, decât la Pitești, ca să nu mai spunem că totul s-ar nărui dacă o singură comună din cele implicate ar spinge propunerea. Dar și dacă s-ar realiza această viziune, Lasconi ar nimeri din la Câmpuț pentru că ar scăpa de sediști, dar ar da peste liberali, cei care domină județul Brașov. În fine, în același registru logic ca și propunerea primăriței noastre, este dacă și brașovenii ne-ar accepta lângă ei, altminteri ținând cont de declarațiile bombastice despre cum, sub administrația lasconiană câmpul devine buricul țării, te aștepta ca Brașovul să vină în genunchi ca să fie alături de câmpul nici de cum invers. În realitate, Elena Lasconi se folosește de această diversiune ca să aprindă reflectoarele asupra Consiliului Județean Argeș, care a tăiat Câmpulungul de pe lista finanțărilor și care se vrea astfel transformat într-un Țapi spășitor pentru neîmplinirile de la câmpul Dar dacă acest atac pur politic este neserios, în schimb opoziția ar trebui să se teamă de celălalt proiect anunțat și anume organizarea unui referendum pentru schimbarea numelui municipiului în câmpul Mușcel. Suprapus cu data alegerilor locale, deci inclusiv pentru primărie, un astfel de demers ar fi un vehicul electoral pentru Lasconi, fiindcă sensibilizează coarda patriotismului local. Evident că o astfel de modificare nu le-ar aduce niciun câștig practic câmpul ungenilor, dar ar rezona la electoratul conservator, adică mai ales acela al psd și al useriștilor, căci, la fel ca și naționalismul, mândria locală are puterea de a sensibiliza și de a atrage voturi. Deși, așa după cum a arătat-o și nu o singură dată, Elena Lasconi este o ignorantă în ceea ce privește trecutul câmpul lungului și înțelege și prețuiește prea puțin valorile orașului, mai ales în politică scopul scuză mijloacele, de unde și aceste proiecte pur electorale. An preelectoral fiind, primărița își face calcule și constată probabil că, prin comparație cu belșugul promisiunilor, capitolul realizărilor îi va fi foarte subțire. De aceea are nevoie să compenseze deficitul prin orice altceva, așa după cum sunt și propunerile demagogice de alipire la județul Brașov și de schimbare a numelui Câmpulungului. Prin pasiunea unui localnic, clăreștiul a devenit un centru de producție a semințelor legumicole, deși prin metode empirice aici se conservă și se perpetuează o zestră genetică prin care se reconstituie gusturile din grădinile de altă dată. În urmă cu câțiva ani, din pasiune pentru grădinăriți și din dorința de a consuma legume cu gustul de odinioară, Răzvan Pahonțu, un tânăr din Lerește, a început să caute material semincer în vederea reproducerii și conservării în condiții perfect naturale a plantelor respective. După cum a mărturisit, totul a început în contextul în care multe soiuri tradiționale și valoroase au devenit din ce în ce mai rare, deși au gust net superior, așa că riscul ca acestea să nu mai poată fi găsite în viitor l-au determinat să le recupereze pentru ca și generațiile următoare să poată beneficia de ele. Sursele de proveniență au fost și sunt cât se poate de diverse, în principal din țară, dar nu numai. Conservarea constând în cultivarea fără vreun proces chimic și urmărirea și testarea permanentă, an de an, pentru a perpetua sămânța, dar cu o strictă evidență a acestor soiuri atât pe timpul culturii, cât și ulterior, după recoltarea semințelor. Astfel și-a dezvoltat un sistem de solarii și spații deschise în curtea casei, care a ajuns să depășească o suprafață de 1000 de metri pătrați, cu sisteme de picurare și turbă ca strat de germinație. Surplus Producția semințelor și al răsadurilor l-a oferit gratuit unor cultivatori dispuși să-i se alăture acestui proces de prezervare supravegheată a legumelor tradiționale, însă ulterior a început să-și valorifice prin vânzare o parte din producția de plante, legume și material semincer. În acest sens, Leoreștianul a obținut statutul de producător agricol certificat ecologic, ajungând ca în prezent o proporție de peste 50% din culturile sale să fie doar pentru materialul de reproducere vegetală, iar restul pentru comercializare și consum propriu. Și portofoliul de oferte s-a îmbunătățit constant, începând cu legume precum roșii îndeosebi, dar și castraveți, dovlecei, ardei sau vinete tradiționale, dar și prin aclimatizarea unor soiuri noi precum roșiile pom aduse din Italia, dar și tomate din Serbia, Siria și așa mai departe. Pentru prezentare, recomandări și vânzări, Răzvan Pahonțu și-a deschis o pagină de Facebook, dar și un site dedicat, care cuprinde mai multe secțiuni, inclusiv cu propuneri de fertilizatori și biostimulatori naturali, de îngrășăminte organice și altele. Producția proprie a ajuns la circa 4 tone, iar următorul pas este procurarea unei instalații de procesare care să preia și producția consătenilor pe care i-a atras în acest tip de activitate. În ciuda trendului ascendent afacerea este limitată de faptul că stimularea plantelor nu are de a face cu creșterea intensivă a legumelor sau cu hibrizii ce implică uneori chiar și metode sau substanțe interzise. Cu toate acestea, întreținerea de astfel de culturi nu e mai grea, în schimb gustul obținut este net superior. Este și motivul pentru care tot mai mulți îi urmează exemplul în propriile lor grădini. Așa încât, prin această mică afacere de familie, lereștiul, deși fără tradiție și condiții de legumicultură, devine un mic centru de producere a legumelor și a semințelor ecologice. Și, cel mai important, și de păstrare și de mulțire a zestrei genetice naturale, într-o vreme în care tot mai mulți suntem în căutarea unei alimentații curate și gustoase, precum aceea de odinioară din grădina bunicii. Tudor Mușatescu a fost omagiat simplist și formal la câmpul lung. În schimb, pentru evenimente mondene, fără legătură cu istoria și tradițiile Mușcelului, administrația locală are mai mult interes, mai multe resurse și mai multe idei. 120 de ani este o aniversare rotundă care trebuie marcată pe măsură, mai ales când e vorba despre Tudor Mușatescu, patronul spiritual al Câmpulungului. Un minimum de respect față de valorile trecutului care dau ștaif, identitate și farme orașului se subînțelege de la sine, fiind o obligație morală, iar uneori nici nu este nevoie de multă cheltuială pentru asta, ci pur și simplu doar de bunăvoință, entuziasm și ceva competență. Ne permitem deci această reflexie după modul în care s-a aniversat împlinirea a 120 de ani de la nașterea scriitorului pe care toți declară că îl iubesc, dar tot mai puțin îl și respectă cu adevărat. Că am vorbit despre obligații, administrația locală prin instituțiile din subordine ar fi trebuit să se ridice la înălțimea momentului, ceea ce, din păcate, nu putem bifa ca atare. Așa sau omagiere a constat într-un moment cultural-artistic un fel de șezătoare literară organizată pe scena amfiteatrului de la Dinicu, un semicerc de recitatori, având în mijloc ca pe niște patriarhi ai culturii locale, pe unii aflați acolo nu neapărat din pasiune, ci din obligație de serviciu. Un cocktail de aforisme, fragmente de piese de teatru și epigrame, o prezentare seacă a biografiei autorului și alte câteva astfel de momente incolore oferite licenilor din sală și, prin intermediul televiziunii și mușcelenilor, atâția câți ori fi fost seduși de prestația scenică, a fost totul. Cel sărbătorit a fost simplificat iarăși la aforisme și la eterna scenă a pălăriei lui Măgeanu, recitată anual, cu mai mult sau mai puțin talent, ca un fel de invocație ritualică locală. Altminteri, omul și autorul Mușatescu e infinit mai complex și multe despre el sau scrise de el așteaptă să fie dezvăluite dacă chiar ar exista un interes pentru asta. În ciuda formalismului să apreciem totuși eforturile acelor care au pus în scenă reprezentația de la Dinicu, nu cumva ca în zicala cu nemulțumitul căruia i se ia darul, să nu rămânem și fără asta. În fond, după gust și buget, memoria lui Mușatescu a fost siluită și mai rău la Câmpul Lung și avem în vedere și festivalul care îi poartă numele, redus uneori la banale concursuri școlare sau chiar transformat în șușă cu participarea comedianților Sociu și Palade, a căror prestație asociată cu memoria dramaturgului a fost, ca să-l parafrazăm pe scriitor, cea mai bună glumă. uma prasta Aceasta este situația de fapt și întrebarea este dacă penibilul și pustiul de idei sunt cauzate de ignoranță sau intenționat, iar răspunsul cel mai probabil e că ambele motive sunt reale, căci nu putem uita acum, recent, de Valentine's Day, pentru punerea în scenă a primăriței Lasconii, funcționari culturali îi țineau trena prin centru, oferind trecătorilor, precum papagalii de pe flașnete, răvașe despre dragoste și baloane roșii în formă de inimioară. Și cum au fost ratate și alte momente care țin de istoria locală și chiar națională, fiindcă trebuie ca și câmpul cel înapoiat și conservator să intre în lumea modelor globaliste. Cum spuneam, din partea administrației se poate să existe însă, intenționat sau instinctual, și un fel de cenzură la adresa lui Mușatescu, căci prin el se evocă vremurile de aur ale orașului și automat se face comparație cu starea decrepită și cu epigonii de astăzi. Mai bine, în numele înnoirii culturale, dar cu bătaie electorală, facem circ cu love în piața primăriei, iar cine e interesat de Mușatescu, precum e o vorbă de Duh la Câmpulung, nu are decât să meargă la bibliotecă. Se anunță spectacole atractive pe roți la Câmpulung și în județul Argeș. Rallycross, Cross în Coastă, Raliu și Super Slalom sunt partea principală din oferta anului, care consemnează și o premieră, un proiect dedicat automobilului Aro. Federația Română de Automobilism Sportiv și a publicat calendarul competițional din acest an, a cărui caracteristică principală este creșterea atât a numărului de evenimente, cât și a diversității acestora, o reflectare până la urmă a expansiunii motorsportului românesc din ultimii ani. În ceea ce privește Argeșul, rămânem județul etalon al automobilismului sportiv. De pildă, la sfârșitul lunii aprilie, la Câmpulung se va deschide Campionatul Național de Rallycross, o competiție spectacol care își va derula ultima etapă în toamnă, tot în municipiul nostru. rallycross își va mai avea în argeș două reprezentații la Băbana și Mioveni, dar nu vor lipsi nici tradiționalul raliu al Argeșului la finele lunii mai și nici etapa mușceleană de viteză în coastă programată avea loc în zilele de 23 și 24 septembrie. În fine, în același weekend, Piteștiul figurează în program cu trei concursuri extrem de interesante, unul de super superslalom, unul de îndemânare și unul pentru vehicule electrice. O noutate flatantă pentru Câmpul Lung este lansarea programului Aro Revival pentru secțiunea de automobile istorice, după interesul stârnit de proiectul similar destinat vechilor mașini Dacia. Este o obligație de suflet pe care și a onorat Onoris Măgeanu și Cătălin Nicolaescu, mușcelenii din fruntea Federației, dar dincolo de sentimentalism e limpede că o astfel de etalare va stârni nu doar nostalgii, ci și pasiuni și ambiții în rândurile colecționarilor, pentru că regulamentul de înscriere va fi foarte permisiv, intenția fiind să existe o accesabilitate cât mai mare, căci scopul principal nu este neapărat ierarhia, ci scoaterea la lumină a amintirilor și a legendelor automobilismului românesc. Evident, când totul va fi stabilit, câmpul lungul trebuie să fie din oficiu gazda unei astfel de etape, situație valabilă și pentru mioveni sau pitești în ceea ce privește Dacia Revival. Bineînțeles, derularea optimă a evenimentelor de la noi depinde de buna colaborare dintre președintele Măgeanu și primărița Lasconi și subliniem asta pentru că în ultima vreme apele par să fie tulburate din motive politice. În același timp, trebuie să adăugăm că pe lângă competițiile Federației de Automobilism Sportiv e posibil să fie și alte evenimente ale altor organizatori, așa după cum credem că o să fie reuniunea Tuning Fest, justificată de succesul ediției de debut de anul trecut. Iar în sens mai larg, motorsportul în Mușcel va mai însemna și motociclism în special cu etapa de cross-enduro de la Bugia și cu cine știe ce alte inițiative din aceeași gamă sportivă. Sunt deci premize pentru un an interesant pentru amatorii de întreceri motorizate, așa că să fim optimiști că toate astrele se vor alinia favorabil pentru ca spectacolele să fie cât mai atractive și mai reușite. Urmează declarația săptămânii. Aceasta aparține președintelui Clubului Pensionarilor Câmpulungeni, Alexandru Hubert. Clubul Pensionarilor Câmpulungeni are activități de pline în fiecare săptămână. Una dintre ele și cele mai principale, a spus doamna profesor Laura Forțu, gimnastica. Este foarte importantă, mai ales pentru cei care sunt la o vârstă mai fragilă. Prima grupă de la gimnastică a terminat cursul care a fost început în luna noiembrie, timp de aproximativ 5 luni de zile, cu exerciții complexe și chiar speciale, pe care noi le mulțumim tuturor doamnelor că au înțeles necesitatea lor și evenimentul este că am rămânat și o diplomă, devenind de astăzi și dânsele specialiste pe domeniul gimnasticii și poate să îndrume și alte persoane să vină la noi la, la club. Mai avem și alte activități gratuite, acestea, la Biblioteca Ion Barbu, pe telefoanele astea moderne, cine dorește să învețe câteva aplicații, ca începător pe calculator, limbi străine, engleză, franceză, și mai avem și pentru fonduri europene cine își dorește să-și facă o mică afacere. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii noastre din această săptămână. În numele tuturor celor care au contribuit la realizarea ei, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați onorat și vă doresc toate cele bune. Suntem ușceleni și depinde de noi să însemne ceva acest lucru.